Bună! În acest clip, în acest video, să spun așa, o să fie mai multe filmulețe cu cumpărături. Se întâmplă de multe ori să merg să cumpăr doar câteva produse de care am nevoie și o să fie mai multe astfel de filmulețe adunate într-un singur clip. Aici am câteva cumpărături din Penny și câteva din Lidl, foarte, foarte puține. Încep cu aceste semințe la 500 de grame. 3,29 lei. Sunt un pic așa mai mărunte, dar sunt ok. De plictiseală. Aceste stixuri, 200 de grame, parcă văzusem eu pe undeva. Da, 250 de grame la 2 lei și 19 bănuți. Am vreo 5 pachetele de salam din acesta felii, 200 de grame, era la ofertă la 3 lei și 29. Este deja feliat, este numai bun de servit. O pâine 1 leu 29. Și aici am 20 de vafe, înghețată din această vafă, 10 cu cacao și 10 cu vanile la 0,59. Deci cred că atât am de la Penny. Și din Lidl am două pachete de prăjiturile din această prăjitură cu lapte, sunt 10 în pachet la 4,99. Mie mi se pare un preț decent. Sunt 10 prăjiturile și destul de gustoase. Și aici sunt 5 prăjiturile și tot 4,99, dar chiar vi le recomand. Sunt atât de însiropate și bune. Chiar vi le recomand aceste prăjiturile dacă vreți să le încercați. Momentan cam acestea sunt cumpărăturile. Revin cu alt filmuleț. O altă zi de cumpărături. Sunt câteva cumpărături, nu sunt multe. Aici am umbrela pentru că afară plouă. Îmi cer scuze că le scot așa din plase, dar de-abia am ajuns, vreau să filmez ca să le pun la locul lor. Și aici am 3 frangeluțe din acestea la 1,40 lei. Pâinea noastră cea de toate zilele și o varză la 4,50 lei a costat aceasta. Cred că atât aici, da. Aici am 3 suluri de hârtie igienică din acestea la 1 leu, pentru că aici la magazinele locale nu prea ai de unde alege la să cumperi multe chestii. Un Savex din acesta la 3,20 lei. 3 plicuri de sare de lămâie la 0,55. Am nevoie pentru ceva. Și nu știu dacă... o lămâie, 1,70 lei. Da, și tăi napolitane din acestea la 50 de bănuți. Și mai am o plăsuță mică aici. Aici sunt prăjiturile sau biscuiți în plus, dar oricum sunt destul de moi și de buni. Am luat de 5,40 lei, sunt 14,30 lei kilogramul. Sunt foarte buni, delicioși. Aici am 1 kg și vreo 300 de grame de cartofi noi. Eu mai am cartofi, dar am vrut să cumpăr să mâncăm prăjit cu salată și încă o vază mică la 3,50 lei. Altă zi, alte cumpărături. Și încep de aici cu două pâini, 2,20 pâinea, 2,20 lei. O pungă de pufuleți din acestea Giusto, 70 de bănuți. O sticlă de bere Bergambir la 1 litru, 4 lei. Câteva căpșunele de 5 lei și 40. O frișcă din această lichidă cu 30%, 4 lei. Câteva roșii, 5 lei 20. Și aici am o bucată de caș proaspăt de oaie, am dat 17 lei și 10 bănuți.
Și aici am 10 plicuri de mâncare pentru pisicuțe. Kit Kat. Altă zi, alte câteva cumpărături și cu acest ultim filmuleț închei și clipul cu cumpărături. Și aici am 2 cutiuți de ton. E din acela mărunțit la 4 lei cutiuța. O pungă de fripsi la 1 leu. O pungă de mălai la 3,20 lei. Mi se pare destul de scump aici la noi. 2 sticle de bere. Holstein-Dorfer, sau cum se numește. Da, Dorfer. 2,40 lei, 2,50 lei. 4 perechi de șosete la 2,50 lei perechea. Sunt câte două aici în set. Și un set de lingerie intimă la 3,50 lei perechea. Și cam aici se încheie acest clip. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionări și vă pup!